ce poate să-ți ridice dispoziția mai bine decât animalele drăguțe. Puiilor adorabili pe care este imposibil să nu-i admiri. Un mânz inocent, pui animalelor din Australia cântărind mai puțin de un gram. Ursuleț polar de pluș și mulți alții. În episodul de astăzi vă voi arăta cei mai drăguți pui de animale, pe care sigur nu i-ați văzut niciodată în realitate. Așa că puneți un like și să începem! Ieduțul. Această creatură dulce este și mai mică decât mânzul. Ieduțul este acoperit de pete și arată super drăguț, cu limba sa subțire și gura mică, cu care tot încearcă să-i zică ceva omului de lângă el. Așa și-ți vine să iei micuțul ăsta acasă și să-l crești ca pe un cățeluș. E curios faptul că iezii chiar seamănă cu cățelușii. Conform oamenilor de știință, au fost domesticiți cu aproximativ 9-10.000 de ani urmă. Cu toate acestea, există și specii de capre de munte, pe care sigur nu veți putea să le țineți acasă. Un astfel de mediu nu este chiar pentru ele. Focile. Deseori, oamenii pot să folosească acest cuvânt pentru a-i descrie pe oamenii leneși sau stângaci. Însă, doar uitați-vă la această creatură. Oare poate fi folosită în sens negativ? Au niște ochi deosebit de mari și frumoși, de asemenea o blană pufoasă. Sunt singurul care l-aș lua în brațe să-l mângâi neîncetat. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți emoții asemănătoare. Însă sunt obligat să vă dezamăgesc. Va dura asta nu prea mult. De la început, puiul are greutatea de vreo 8 kg și blana de o nuanță verzuie. După câteva zile, culoarea blănii se schimbă în alb. Cu ajutorul acestei culori, micuțul se ascunde cu ușurință în zăpadă și evită creaturile periculoase. Peste încă câteva săptămâni, mama încetează să-și alăpteze puiul și el pierde încetul cu încetul blana. Ultima etapă de creștere poate fi considerată cea în care își lasă cu totul blana atât de plăcută și pufoasă. Anume, în această etapă, foca mică se va obișnui cu vânătoarea, în notul și scufundările. Elevul tatălui său. Aceștia sunt pinguinii, creaturi care pe video seamănă cu niște jucării sau grafică animată. Atât de drăguți și neobișnuiți sunt. Interesant e faptul că îndată ce pe lume apare un pui de pinguin, femelele se refuză de el complet și este educat de tată, inclusiv hrănit cu lapte. Asta durează atâta timp cât micuțului nu-i vor crește aripi. În acel moment, el de obicei ajunge la dimensiuni potrivite. Mănâncă ceea ce le este regurgitat de tată. După părerea pinguinelor, cel mai sigur loc este ăsta, partea de jos a abdomenului tatălui său. Acolo e sigur, cald și bine. Puii apar pe lume fără pene, așa că le este greu să se încălzească. De fapt, nu e o mare problemă, în câteva săptămâni acestea apar. Leneșul este anume acea creatură care în ochii oamenilor este standardul a tot ce este cel mai lent. Dar știți oare de ce această creatură se comportă atât de încet? Leneșul este maxim de efectiv. El are doar 25% de masă musculară și un metabolism teribil de scăzut. Din această cauză se mișcă doar atunci când este necesar cu adevărat, parcurgând 3 metri pe minut. Cu toate astea, dacă va fi nevoit să alerge pentru a face ceva important, se va descurca cu ușurință cu așa o sarcină. Puii apar pe copac, acolo unde părinții petrec cel mai mult timp. Din primele momente ale apariției pe lume, puiul se învață să fie independent. El singur trebuie să se urce pe blana mamei, așa încât să se cațăre pe copaci e și mai dificil, este singura variantă de supraviețuire. La vârsta de 8 luni, puiul își părăsește mama și se mută în alt loc, transformându-l în teritoriul său. Aproximativ la 2 ani jumate, puii ajung la dimensiunea adulților. Koala. Acest marsupial erbivor mereu trezește o tonă de emoții pozitive, mai ales dacă este vorba despre un urs koala micuț, la vederea căruia zâmbetul se strecoară involuntar pe față. Apropo, ați știut că cuvântul koala a provenit de la cuvântul aborigen, care înseamnă cel care nu bea? Treaba nu e în faptul că ei nu beau apă și nu au nevoie de ea, ci în faptul că o primesc din altă hrană sau prin alte modalități. De exemplu, umiditatea ajunge în corp nu doar prin frunzele folosite de ei în mâncare, dar și atunci când ling trunchiurile copacilor. Puii de koala se nasc cântărind doar câteva grame, seamănă cu un jeleu. Nu au urechi, nu au blană și nu văd nimic. Dar peste 6 luni pe care puiul le petrece în punga mamei, deja începe să semene cu un individ matur. El călătorește o vreme pe spatele mamei, apoi trece la viața sa deplină. Elefanții.
Aceste animale uimitoare mereu șochează oamenii prin dimensiunile lor, dar în copilărie, această creatură este numai puțin drăgălașă decât celelalte. Cât elefanții sunt încă mici, cântăresc undeva 90-120 de kilograme. Acești tip de la naștere sunt foarte puternici. Peste câteva ore după naștere, puiul poate să se deplaseze de sine stătător după turmă. Dar asta e mai degrabă o excepție decât o regulă. De obicei, părinții oferă puiului mai mult timp pentru a se obișnui cu mediul. De regulă, câteva zile. Iată, asemenea gesturi de grijă sunt demonstrate de către părinți de la 3 la 9 ani, până la următoarea naștere a femelei. Doar la așa vârstă elefantul va avea dimensiunile și capacitățile necesare pentru a avea grijă de sine. Mânzii. Mulți dintre voi s-au obișnuit să vadă cai mari, mândri și puternici, galopând prin câmp, dar ați putut să vă imaginați că acest animal în copilărie a fost iată așa un micuț drăgălaș. Uitați-vă la acest căluț, care nu te lasă fără zâmbet pe față. Cât de bine se ține pe picioare! Apropo, ați știut că înainte de a se ridica pentru prima oară pe copite, mânzii petrec în pântecele mamei 11 luni. Literalmente, o zi după naștere, aceste creaturi deja pot păși. Iar încă peste o zi, cel mai probabil că deja va alerga. Cameleonii. În lista noastră au nimerit și cele mai interesante șopârle din lume. Ele, din copilărie, pot să-și schimbe culoarea corpului în funcție de iluminare, temperaturi și umidități, sau în funcție de dispoziție. Odată ce pe lume apare iată această creatură, fuge direct spre frunze, fiindcă foamea ia stăpânirea asupra lui. Iar în verdeață și de prădători te poți ascunde și din insecte să mănânci. De la început, micuții se află pe copaci, acolo unde îi aduce pe lume mama. De obicei, aceasta dă naștere la vreo 14 indivizi, care rămân lipiți de ramuri din cauza lichidului în care se nasc. De îndată ce cade la pământ, primește un semnal gen trebuie să devin mai independent. Acum șopârla merge să-și caute adăpost și mâncare. Femelele nu au grijă nici de cum de puii lor. Popândăii. Aceste rozătoare vor fi îndrăgite chiar și de cel mai rece om de pe pământ. Micile creaturi, chiar din copilărie, sunt așa drăguțe. Apar pe lume într-un număr nu prea mare, undeva până la 6. Toți sunt de la început cheli, dar foarte curând le crește blana. E de ajuns să treacă doar 14 zile. Încă peste o săptămână li se deschid ochii, iar în ziua 120 sau 150 vor pleca din adăpost și vor începe viața adultă, care va dura de la 2 la 4 ani. Armadillo. Următorul în rând este un animal care are un strat dur pe spate. Armura lui este un os complet care vine din coloana vertebrală și asta nu e unica dovadă că organismul lor este foarte bine dezvoltat. De exemplu, armadillo se pot mișca complet deja peste câteva ore după naștere, deși vor fi fără armura lor în acel moment. Prima perioadă o petrece cu mama și prima etapă de dezvoltare poate dura chiar și câțiva ani. În tot acest timp, armura lui se întărește și animalul se obișnuiește cu mâncarea pentru adulți. Animalul ciudat. Cum credeți, ce creatură este asta? La prima vedere, pare a fi un extraterestru. De fapt, este un mamifer cunoscut bine de către toți, echidna. Animalul uimitor apare din ouă, iar corpul lui este acoperit cu ace. Ca să fie mai clar, în cazul echidnei, acele sunt analogul părului. De îndată ce puiul apare pe lume, el poate cântări mai puțin de un gram. Apoi puiul poate crește în pungă, hrănindu-se cu lapte timp de 2 luni. Astfel se îngrașă rapid și în câteva săptămâni va cântări deja 500 de grame. Ursul polar. Este o creatură puternică, periculoasă și feroce, doar că în copilărie totul era invers, ca și la toți ceilalți. Puii de urși polari sunt atât de drăguți de zici că sunt jucării de pluș. Se nasc orbi, au o blană destul de scurtă și sigur nu e de ajuns pentru supraviețuirea în condițiile deloc simple. Pentru asta, puii sunt plasați în adăposturi speciale pregătite în prealabil de mamă. Femela face un tunel de câțiva metri în care ar încăpea fără probleme puiul ei, greutatea căruia este de aproximativ 1 kg. Și lungimea de vreo 20-30 de centimetri. Primele 5 săptămâni trec destul de rapid și iată că ursulețul poate să-și deschidă ochii. Vor trece încă 2 și va putea merge. Acest animăluț a fost văzut de mulți dintre noi, dar puțini au întâlnit personal, iată așa pui drăgălași de arici.
cât de drăguț poate fi. Acum vedeți un animaluț cât de cât maturizat. Deodată, după naștere, aricii au lungimea de 7 cm, nu văd nimic și sunt absolut goi. Au o piele roz strălucitoare și neprotejată de nimic. Singurul lucru de care sunt capabili aricii la naștere este să se târască și să scâncească. Natura le-a oferit astea nu degeaba. Târâtul e necesar pentru mișcare, iar scâncetul pentru a fi găsiți de mama lor după sunete. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care pui de animal v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!